Următorul meci se prezintă în finala categoriei 70 de kilograme. Primul luptător care intră în pușcare 20. Am revenit în direct. Ne pregătim de următorul meci pentru centură la 70 de kilograme între Adrian Grech și Cătălin Cășaru. Meci ce se va ridica și el la nivelul confruntării precedente cu siguranță. Primul ce își face apariția în cușcă este Adrian Grech, un alt luptător de la centru de MMA, Alexandru Lungu, așadar antrenat de Ioan Brânză și Sandu Lungu. Adrian Grech se bate pentru centură, pentru titlul de campion RSF la categoria 70 de kilograme cu Cătălin Cășaru, un alt sportiv de la CS Constanța din Constanța. Extrem de hotărât intră Adrian Grech, luptătorul din Oradea, 20 de ani pentru acest luptător, 1,83 m înălțime, cu 16 cm mai înalt decât adversarul său. 7 lupte, are 5 victorii, toate prin obținute prin finalizare. De asemenea, a fost întins de 2 ori prin finalizare. Foarte montat pentru acest meci, îl vedem pe Adrian Grech în imagine. Meci greu pentru el. Cătălin Cășaru, un sportiv complet. Adrian Grech. Am văzut foarte mult spectacol la meciul precedent între Bogdan Barbu și Florin Gârdan. Gârdan a câștigat centura, în schimb Bogdan Barbu a câștigat o logodnică. Intră în cușcă, în colțul roșu, Cătălin! Intră Cătălin Cășaru în cușcă în acest moment, 24 de ani pentru el, iată un meci de titlu între doi sportivi tineri, 24 de ani pentru Cășaru, 20 de ani pentru Grech. Este o dovadă a faptului că MMA-ul se află la început în România, la nivel profesionist. Practic aceasta este prima generație de campioni la profesioniști, dată de acest circuit Fight Night. Au disputat fiecare câte o semifinală câștigată destul de repede și se confruntă acum pentru titlu la categoria 70 de kilograme, una dintre cele mai puternice categorii. Spuneam mai devreme că Gardan a câștigat o centură, iar adversarul său, Barbu, a câștigat o locodică, i-a dăruit inelul iubitei sale. Însă, cei mai important, ambii luptători au câștigat respectul fanilor aici la sala polivalentă. Peste 4.000 de fani i-au aplaudat pentru că au oferit un meci superb. Sperăm că vom putea vedea un meci la fel de spectaculos și între Cătălin Cășaru și Adrian Grech. Îl vedem acum și pe Cășaru făcându-și apariția în cușcă. 24 de ani și 4 meciuri în palmares pentru acesta, toate 4 câștigate. Diferență de fizic între cei doi, 16 cm în plus pentru Grech. Foarte puternic Cătălin Cășaru, sportivul de la Pontica din Constanța. Îl vedem și pe Daniela Saftei, antrenorul său, în colț, alături de Alex Filip, luptătorul Local Combat. Ești gata? Ești gata? Luptă! Start în acest match, short albastru cu roșu pentru Cășaru, short negru pentru Grech, un overhand de dreapta din partea lui Cășaru.
Din nou o lovitură puternică din partea lui Cășaru, care pare să caute o contră decisivă. Bună stânga. Încercat, da, o directă de dreapta, încercat acolo Greg. Greg trebuie să dubleze loviturile dacă vrea să-l prindă pe Cășaru, pentru că acesta face pasul în spate la fiecare lovitură a lui. Greg încasează acum o dreaptă Cășaru. Se duce la picioare și prinde o ghilotină acolo Greg. Să vedem, da, reușește să scape Cășaru în cele din urmă. Lovituri puternice din partea sportivului din Constanța. Lovitură de genunchi. Genunchi acolo. A ratat însă cu lovitura de genunchi. Răspunde și Greg cu un high kick foarte frumos. O dreaptă bună din partea lui Cășaru, blocată de Greg. O primă repriză la nivelul meciului de mai devreme, de la 65 de kilograme. Doi dintre cei mai buni luptători din țară, ce lovitură a căutat la ficat acolo. Cășaru încasează un high kick. Momente bune pentru Greg, însă parcă Cășaru este făcut din piatră, nu s-a clintit la acel high kick încasat de la adversarul său. Da, parcă nu mai este la fel de agresiv Cășaru, precum în primele momente ale luptei. Acum parcă a reușit să-l lovească cu brațul stâng. O directă de dreapta încearcă și o lovitură înaltă de picior. Îi striga antrenorului Cășaru să-l ducă la sol pe Greg. Să vedem intrarea la picioare. Acestuia are un double leg extrem de puternic și de eficientă Cășaru. Foarte bine l-a oprit acum Greg. Da. O dreaptă ce i-a ștersă capul lui Greg. Foarte periculoase aceste lovituri pentru că te amețesc. O repriză cu momente bune pentru ambii sportivi. Cășaru controlează distanța totuși mult mai bine. Greg este mai înalt și este nevoit totuși să vină aproape. Iată că încasează două lovituri. Da, a fost o directă de dreapta care i-a dat capul pe spate acolo lui Greg. Da, poate n-a stricat pentru Greg să încerce și el să lovească. Oh, stângă bună și puternică din partea lui Greg, care insistă, da. Încasează acum o lovitură și se aruncă în atac. Cășaru este șters cu un croșeu pe bărbie, trebuie să fie atent. Încearcă să lovească și cu uppercutul acolo. Cășaru are fața roșie, Adrian Greg, de la loviturile încasate. Oh, o lovitură înaltă de picior. S-a dus acolo în fața lui Greg. Este amețit Greg în aceste momente, însă trimite o lovitură. Îi ia spatele Greg în acest moment lui Cășaru, însă se întoarce acesta foarte bine. Băgase antebrațul sub bărbie Greg și putea să facă un naked choke, însă se întoarce Cășaru excelent. Ce răsturnări de situație. Spuneam despre Cășaru că trebuie să fie atent atunci când se ridică, când se aruncă peste adversarul său. Îl vedem acum încercându-se, îl vedem pe Greg încercând să se ridice. Părea că este groghi acolo Greg, Cășaru s-a aruncat asupra lui, însă ce ripost a reușit acolo Adrian Greg. Se ridică acum cei doi de la sol. Ambii cu nasul spart, încă din prima repriză. Meci absolut superb. Ce meciuri am avut în această seară. Croșeu de dreapta pentru Cășaru. S-a dezechilibrat pentru moment acolo Greg. Ce lovituri crunte a reușit să ducă pe picioare cei doi luptători în această seară. Și abia suntem în prima rundă. O lovitură devastatoare primită acolo de Cășaru. Însă parcă e făcut din piatră băiatul ăsta, nu cade. Trimite el o directă de dreapta. A pus o lovitură în gât Greg acolo. Da, a cerut să se oprească meciul, însă nu se poate face acest lucru. Loviturile în gât sunt permise atunci când schimbi lovituri. Ultimele secunde ale rundei și ce rundă între Cășaru și Greg. Revenim cu a doua repriză.
Vedem câteva imagini din prima rundă, o repriză fantastică făcută de cei doi. Iată această contră senzațională a lui Adrian Grec. A doua repriză, Cășaru short albastru, Grec short negru. Prima repriză incredibilă făcută de cei doi. Începe Grec cu o directă bună de dreapta. Foarte greu să alegem un câștigător pentru prima repriză. Ambii au avut momente bune. Iată o încenturare foarte bună din partea lui Cășaru, însă Grec o defensivă excelentă din partea acestuia. Ridică! Prinde totuși acea ghilotină Grec. Cășaru trebuie să fie atent, nu trebuie să dea de pământ cu Grec, pentru că îl va duce pe acesta la sol și îi va permite să finalizeze această ghilotină. În cele din urmă reușește acest supleu. Da, a reușit să iasă, să scoată capul de acolo Cășaru. Grec încearcă să recupereze garda. În această demigardă însă are și piciorul drept băgat între el și adversar. Cășaru schimbă foarte bine partea și este aproape în control lateral, dar reușește să-i depășească picioarele adversarului și să treacă în control lateral. Cășaru peste adversar în acest moment. Vedem dacă va reuși să treacă deasupra Cășaru. Cătălin, lucrăm sau te ridic? Lucrează! Da. Atenționat Cătălin să lucreze, altfel arbitru îi va ridica pe cei doi. Lovituri puternice! Puternic acolo, da! Foarte bun acel moment din pentru nou, Cășaru. Din nou încearcă să-și rea acea lovitură, serie de lovituri cu brațul stâng. L-a prins în crucifix pe Grec, care nu poate să se apere în acea poziție. Deja multe lovituri încasate de Grec, însă nu sunt lovituri care să-l facă knockout pe adversarul său. Da. Acum, da, l-a prins într-o poziție mai favorabilă. Cășaru pur și simplu strivește pe Grec în aceste momente. Foarte greu pentru Adrian Grec să recupereze garda. Multe lovituri încasate de acesta la sol. O repriză excelentă pentru Cășaru, care le-a continuă să lovească acolo, da? Lui Grec. Se strigă lui Cășaru să treacă în control deasupra, însă iată că reușește Grec. Să trecoare și să iasă de acolo Grec. S-au ridicat și de picioare. Dacă nu mă înșel, a reușit o lovitură cu bratul stâng mai devreme și Grec. Arenasul spart, a încasat foarte multe lovituri la sol. Ce meci între cei doi, parcă revedem finala de la 65 de kilograme de ceva mai devreme. Un meci cu multe răsturnări de situații, un meci cu foarte multe lovituri și cu sportivi extrem de bine pregătiți. Finalul celei de-a doua reprize, Grec a supraviețuit cu greu în această rundă. Să vedem dacă va avea resursele necesare să întoarcă meciul în ultima repriză. Trimite și el acum câteva lovituri, însă se vede că nu mai are același tonus muscular din prima rundă. Lovea mult mai exploziv. Da, îl duce la sol Cășaru. Chiar vreau să spun că ar trebui să încerce din nou să ducă la sol pe Grec. S-a aruncat direct în acest double leg Adrian Grec, care îl ține în gardă în acest moment pe Cășaru. Este o poziție în care își poate reveni puțin, poate respira până la finalul rundei. Îl vedem cu fața plină de sânge pe Adrian Grec. Cășaru se ridică acolo și mai trimite câteva lovituri.
Se întoarce într-un unghi periculos, îi prinde brațul, încearcă un armbar, va încerca acum grec, însă se apără bine Cășaru, care trimite niște bombe. Incredibil la ce lovituri a încasat grec acolo. Au fost patru pumni care i-au intrat din plin lui Cășaru. Un meci absolut incredibil în care Adrian Grec este prins iarăși în crucifix și reușește să iasă și de aici. Rezistă. Pasează și un genunchi acolo Grec. Incredibil ce lovitură a adus băiatul ăsta. Inimă mare pentru Adrian Grec. Nu mulți sportivi ar fi reușit să continue un astfel de meci. Foarte mult damage încasat de acesta și iată că se duce în ofensivă cu lovitură de genunchi. Oh, ce ar fi fost să-l prindă cu genunchiul ăla pe Cășaru. Nu s-a terminat meciul. Mai sunt 10 secunde din această repriză și mai avem o rundă în acest meci de titlu la categoria 70 de kilograme. O repriză cu adevărat cruntă pentru Adrian Grec, sportivul pe care îl vedem acum încasând lovitură după lovitură în lupta la sol de la adversarul său, Cătălin Cășaru. Iată un alt moment teribil pentru Adrian Grec din runda a doua, după o primă rundă extrem de echilibrată. Putem spune că cea de-a doua a fost dominată de Cătălin Cășaru. L-a dus la sol pe Adrian Grec și acolo a reușit să-l domine. Are nasul spart, are pomeții umflați Adrian Grec. A fost într-adevăr o repriză cruntă pentru el. Să vedem dacă va reuși să reechilibreze acest meci în această a treia repriză. Ar trebui să aibă el un plus de data aceasta. Cred că a fost o repriză de 10 la 8 pentru Cătălin Cășaru. Să nu uităm cât damage a încasat Adrian Grec. A fost dominat toată runda. Hai, gata, lucrăm! Da. Oh, ce dreapta a încasat Cășaru, care se clatină pe picioare în aceste momente. Încasează o lovitură. Cum ar fi să întoarcă Grec soarta acestui meci în ultima repriză, după ce în runda a doua a fost pur și simplu măcelărit de către Cășarul. Vedem plin de sânge pe Adrian Grec. Nu a dublat acolo, n-a insistat, după ce s-a clătinat vizibil acolo Cășarul. Grec însă nu a insistat și nu a profitat de moment. A ajuns într-o poziție bună acum Cășarul, pentru că este în garda adversarului și se poate bloca aici puțin și poate reveni. După acea lovitură încasată, se duce acum după un control sub picior. Adrian Grec îl ajută să își întoarcă șoldurile, acea mână dreaptă băgată pe sub piciorul adversarului. Să vedem dacă va încerca totuși o finalizare. Are un armbar bun de pe spate Adrian Grec, însă Cășaru se apără bine până acum. Controlează brațul, cred că va încerca să atace un triunghi Adrian Grec în acest moment. Sau un armbar, după cum a prins mâna. A mai încăsat câteva lovituri în față Grec, chiar că nu au fost lovituri puternice. La cât este de rănit, cu siguranță că sunt extrem de dureroase și aceste lovituri. Avertizat Cășaru să fie atent la atacurile adversarului, ar putea fi și ridicați cei doi, dar sunt avertizați de arbitru în acest moment. Cășaru nu face decât să blocheze. Și acum are câteva lovituri foarte puternice.
Adrian Greca nu pare să aibă forța de a reuși o finalizare din gardă pe acest final de meci. Cășaru continuă să lovească. Repet, nu sunt lovituri de knockout, însă sunt lovituri care fac damage și care îl împiedică pe arbitru să-i repună pe cei doi în picioare. Adrian Grec are nevoie de o minune în acest final de meci. De ciocane îi se strigă lui Cășaru și asta face, cum prinde un moment imediat, îl lovește pe Grec. Încearcă din nou un armband, însă are cotul scos Cășaru, nicio șansă pentru Grec. Ar trebui totuși ca sportivul din Constanța, Cășaru, să iasă din această poziție, se cam joacă cu focul pe acest final de meci. Are victoria în mână, are centura pe umăr în acest moment, însă oricând poate veni o finalizare din această poziție. Este una dintre cele mai periculoase poziții de pe spate în grappling, poate chiar cea mai periculoasă, această gardă închisă. Văd însă epuizat pe Grec acolo. Grec ar trebui să renunțe la armbar, pentru că n-are nicio șansă. Cășaru își trage mâinile de fiecare dată, ar trebui să încerce un triunghi de pe spate. Apără-te, Adi! Apără-te! Apără-te! Cred că... momente grele acum pentru Grec. Arbitrul vrea să oprească meciul. Da, a fost un moment în care și-am crezut că meciul va fi oprit. Continuă să lovească Cășaru. Grec încearcă cu disperare să obțină o finalizare pe acest final de meci. Are acum o poziție bună pentru armbar. Cășaru are cotul înăuntru, însă se folosește de cușcă. Nu știu dacă va rezista totuși, da, s-a întors drept cu adversarul său, își trage mâna, iată cum și-a tras cotul, foarte frumos timingul lui Cășaru, care a scăpat de acel armbar. Însă Grec ar trebui să se ducă după armbar și să schimbe în triunghi, pentru că Cășaru își scoate mâna practic pentru a evita armbarul, însă se expune la triunghiul cu picioarele. Nu cred că însă Grec poate reuși această finalizare pe finalul meciului. Mai sunt 10 secunde și este o victorie 100% pentru Cătălin Cășaru, însă un meci extrem de spectaculos făcut de cei doi, un adevărat meci de titlu între Adrian Grec și Cătălin Cășaru, cei doi prăbușiți unul peste celălalt. Au forța să se felicite după ce pur și simplu s-au bombardat unul pe celălalt timp de 3 reprize, 15 minute. Grec este nemulțumit cu siguranță, însă a demonstrat că are o inimă mare, a reușit să reziste în acest meci în care a primit peste 50 de lovituri, cred. Da, și cea de-a treia rundă a fost cu siguranță foarte dureroasă pentru el. Cătălin Cășaru însă un câștigător meritoriu al acestei centurii, nu există niciun dubiu că el va fi declarat învingător. Vedem și relori. Ultimile, dacă prima repriză a fost mai echilibrată, ultimele două runde au fost clar pentru Cășaru. Aș spune a doua repriză chiar un 10-8 pentru acesta. Un meci însă memorabil făcut de cei doi, la fel cum am spus și la confruntarea precedentă între Barbu și Gărdan. Nu există învinși într-un asemenea meci. Însă, din păcate, doar unul dintre cei doi poate merge acasă cu centura de campion și aceasta, mai mult ca sigur, va merge la Dynamite Kid, așa cum are Cătălin Cășaru, trecută porecla pe spate, puștul dinamită, și într-adevăr dinamita a fost. Efectele se pot vedea pe fața lui Adrian Grec, un meci absolut senzațional între cei doi. Așteptăm și decizia arbitrilor judecători. Cătălin Cășaru S-a apucat de MMA convins fiind de vărul său, care este și antrenor, Daniela Staffel. Daniela Saftei. Câștigă Cătălin Cășaru și primește centura de campion la 70 de kilograme. Un moment important pentru el. Noi vom reveni cu All-Stars-ul din această seară. Tiță, Preda, Pitbull, Atodirese, Bombardierul, Pascu și mega eventul Sandu Lungu Mighty Mo.